Salut, camarazi! Astăzi o să continui cu un nou serial din binecunoscuta tema a bombardierilor, interlopilor de carton, periculoșilor, mai puțin periculoșilor, în general despre ceea ce se numește lumea interlopă din București și România. Sunt răcit. Da, ce să faci, am dormit puțin în curând, dar asta e viața, mergem mai departe, deci o să vă prezint un serial interesant despre Costel Caran, de care e șeful clanului Caran. Costel Caran e considerat spaima interlopilor români, e șeful temutului clan al Caranilor, cum se numesc, implicat în mai multe bătăi, în scandaluri, în amenințări. Recent oamenii din clanul lui l-au lovit pe celebrul interlop Nureddin Beynur, de pe litoral, mai precis de la Constanța, iarăși o figură emblematică în lumea interlopă română, în special din Dobrogea. Costel Caran a făcut la un moment dat chiar instrucție cu mascații. La scandalul ăsta cu Nureddin Beynur s-a sunat la 112, au venit trupele speciale, iar Costel Caran i-a întrebat retorii pe mascați dacă vor bătaie. I-au sfidat pe cei din trupele de mascații. Mascații erau de la Serviciul de Acțiuni Speciale al Poliției Române, la localul unde a fost împușcat în burtă cu un pistol cu bile Nureddin Beynur. Mascații au strigat ca toată lumea să se pună pe burtă, bineînțeles, ca să poată fi controlați mai ușor. Caranii au refuzat și s-au luat la ceartă cu mascații. Scandalul a fost filmat de un participant care se afla la podea și a reușit totuși să filmeze din poziția aia mai incomodă tot scandalul. Cel care a tras Tibi francezul a reușit să scape de acolo, dar deși fugise, mai târziu s-a predat la poliție și a fost arestat pentru 29 de zile. După cum știți, și celebrul Alex Badi a fost protejat de Costel Caran pe timpul detenției. Deci Alex Badi venea de la șampanie, de la caviar, de la localuri de fițe, de la Bamus, la Pârnaie, nu prea îi plăcea, știi, că era cam nasol să mânca alături, acolo e viața grea la Pârnaie. Bine, el avea bani oricum, era mai ușor. La un moment dat, când eram la Giurgiu, ei, clanul Caran, a făcut chiar trafic de influență. Eram cu fratele lor mai mare, care executa la Giurgiu. Începuseră să caute deținuți cu bani, care vreau să scape mai repede de la Pârnaie, știți? Și cu bani se poate face orice la noi în România. Cu banii se obțineau pedepse mai mici și având complicitatea judecătorilor și procurorilor de caz. A fost mare scandal pe tema asta atunci, dar la noi, știți, ca la noi la nimeni, nu ne mai miră nimica. Eu am stat cu ei și la Rahova și la Jilava. La Rahova am stat cu cel mai mic dintre ei și la Jilava am stat cu Costel și cu fratele lui mai mare. Și cu cel mai mare dintre ei am stat la Giurgiu. Mi se pare că se droga deja, Doamne ferește. Deci, ce să zic, Costel venea în celulă la Jilava, în celulă în care eram, la un om de afaceri de la fumați. Ăsta avea niște azile de bătrân pe acolo, vreo două, trei, probabil că avea vreo manevră, vreo combinație și venea mereu să vorbească cu el în celula în care eram și eu pe secția 3 la Jilava. La
la, în afară de scandalul unde a fost, unde a fost împușcat Beinur, s-au mai iscat momente tensionate, așa, odată a plouat cu pumni și picioare la restaurantul Cucina, interlopul Gabi Bera l-a înjurat pe șeful Ciro Castellanu și a chemat la intervenție clanul Caran, știi, probabil că e unul din protejații lor. Au fost implicați în trafic de persoane, trafic de droguri, șantaj, cămătărie, bătăi, scandaluri, scandaluri cu alte clanuri ale lumii interlope, mâncătorii, amenințări. Am stat și cu doi nigerieni care sub umbrela lor făcuseră trafic de cocaină în București, Peter și Eze, doi nigerieni. Peter fusese luptător de wrestling în Statele Unite, Eze era puțin cam dus cu pluta, dar oricum închegase o organizație care făcea, adică un grup care făcea trafic de droguri pe ruta Nigeria, Istanbul, București, până li s-a înfundat. De fapt, dacă nu lucrau sub protecția clanului Cara, nu puteau să vândă marfa în București. Eze a primit 13 ani de pârnaie, Peter 11. Deci destine umane, aripi frunte, mulți bani, dar și multă pușcărie făcută. Nu știu dacă se merită toate astea pentru a avea bani. Gândiți și voi și să-mi ziceți ce credeți. V-am prezentat un clan și șeful lui Costel Caran, care în general face legea în București, nu prea dă socoteală nimănui. Sunt oameni care ba intră în pușcărie, ba ies, care pușcăria pentru ei e un fel de vacanță, să zicem așa, dar chiar dacă au bani, pușcăria e pușcărie, chiar dacă pune și gratii de aur, tot pușcă rămâne. Eu nu știu dacă merită toată treaba asta doar pentru a avea 2-3 milioane de euro sau de dolari, sau poate mai mult. Nimeni nu știe cam ce avere ascunsă au clanurile interlope din București, cu atât mai puțin nimeni nu știe cât are clanul Caran. Eu, camarazi, vă zic să mai bine să mâncați o chiflă mai puțin și să dormiți liniștiți. Treburile astea cu avariția asta, traficul de droguri, cămătăria, bătăile, scandaluri, ce să mai, șantajul, toate astea nu duc nicăieri. Sunt metode prin care vă căptușiți cu 10-15 ani de pușcărie și v-ați distrus viața. Eu zic să vă vedeți de treabă, să dormiți liniștiți pe pernuța voastră, pentru că nu oricine e făcut să fie interlop sau mare interlop, deci se poate trăi și cu minimal în România. În general, în România nimeni nu moare de foame, deci dacă îți merge un pic capul, n-ai cum să mori de foame. Camarazi, v-am prezentat pe Costel Caran, șeful clanului Caranilor. Sper că v-a plăcut, dați share, dați like și rămânem precum catarii, umăr la umăr, pe mai departe. Pa, camarazi!